sarabian, vă cunosc astăzi pentru prima dată, v-am citit opera și ca o linie roșie prin opera dumneavoastră trece ideea înaltului patriotism, iubirea de țară. Ați fost acela care ați predat tot timpul pentru unire. Vedeți și dumneavoastră, mare unire încă nu se produce. Iată, dumneavoastră, un om cu atâta experiență de viață, sunteți un om al istoriei. Cum vedeți dumneavoastră procesul de reîntregire a neamului românesc? Când va fi aceea unire sau reunire a neamului? Eu cred că adevărul este unul. Așa că el va triumfa prin forța lucrurilor. Cam deodată mai suntem dominați de politica cercurilor imperialiste. Americanii, englezii, chiar și francezii, mai țin seama de ce își zice Moscova, de părerea Moscova. Încă mai țin seama. Nu, cum să spun, nu s-a ajuns ca Moscova să recunoască și ea adevărul. Și atunci se bâșbâie încă în această problemă în cadrul relațiilor internaționale. Așa că este actuală moștenirea acelei istorii de viacuri a noastră în care am fost acolo moldoveni 100% sau aproape 100%. Că toți ceilalți, tot rușii și pe găgăuși, tot. Vreau să spun că citind cartea dumneavoastră pentru inițierea în filozofie, am citit-o atent și am văzut că dumneavoastră sunteți cu părerea că filozofia este așa știință care se ocupă cu studierea, cu aducerea adevărului. Și noi ne întrebăm pe noi și vă întreb și pe dumneavoastră cât timp ne trebuie nouă moldovenilor, vorba lui Platon, ca să ajungem spre adevăr cu tot sufletul. Să nu cunoaștem numai o particică de adevăr. Ar trebui deja să avem răspunsul, dar noi încă mai suntem în întuneric că limba e moldovnească, că nu e română, că mai bine să fii cu rușii decât cu țara. Iată asta. Asta o vorbesc tot încă cei de sub influența rușilor, fie filoruși, fie moldoveni din aceia așa care cu o cifră este greitoare. În 1918 s-a făcut recensământul, s-a constatat că 90% din populație este analfabetă. Și erau 90% analfabeți pe toată asta. Bărbați și 97-96 femei. Vă dați seama, deci, în 100 de ani, arma printre altele arma rușilor, și cultura. Și tot aia sunt astăzi care sunt, ăștia sunt copiii lor sau încă influențați, care spun că nu că există limba moldovenească, când de acum sunt lucrurile științific super demonstrate, există științe de acum care studiază limbile. Dacă aduci un japonez care este specialist în materie sau în orice altă limbă și îi pune cele două limbi alături, va spune că moldovenească este limbă română 100%. Dar procesul ăsta încă nu s-a încheiat, pentru că influența politică a Rusiei continuă. Până astăzi, americanii, cât sunt ei de americani și de mari și de tari, țin seama de ce spune Putin la Moscova. Tot ce zicem noi dincoace, inclusiv concursul moștenirii, pentru că principalul obiectiv acesta l-a avut, ce se dezvăluie și se răspândească acest adevăr în continuare. Și sigur că suntem convinși, nu avem niște cifre, dar suntem siguri că
bohote celor care au cunoscut, care au adevărul istoric, este mai mare decât n-ar fi fost acest concurs. Asta se face înainte și bineînțeles că acum privind politica europeană, acum intervin argumente favorabile nouă românilor, pentru că România este amplasată în teritoriul Europei. Europa e formată din țări care s-au unificat. În cadrul acestei unificări este implicit să vină într-o zi și unirea asta. Pentru că atunci când se va spune, nu vedeți cât de perfizi aproape am ajuns, să spunem că unirea se va... Nu se va face unirea, se va face reunificarea sau alipirea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Se evită să se spună unire până acolo, încât un adevăr așa de mare se ocolește. Credeți că politicienilor la Chișinău nu le ajunge curaj până la urmă să spună că noi într-adevăr suntem români, articolul 13 trebuie scos din Constituție și limba noastră este română și punctul, cum a spus Eminescu. Dar în continuare mai sunt pârghii, mai ales economice. Se știe că rușii sunt între cei mai bogați în materii prime, dar energie și altele care diplomatice, care continuă să le uzeze. Ei continuă să folosească aceste mijloace pentru a întârzia acest... pentru a opri. Noi zicem pentru a întârzia, pentru că este inevitabil un adevăr în epoca aceasta să fie nelimitat, cum să spun, stagnat. Uneori îmi pare rău, știți, și mă gândesc că, uite, generația dumneavoastră înaintată pleacă, rămânem noi eșlanți, nu mai este pentru noi Vieru, Leonid Alare, Gheorghe Ghimpu. Eu militat într-adevăr pentru unire. Așa mă tem că o să plecăm și noi, generația de la mijloc, și nici copiii copilor noștri nu o să vadă această unire. Ce sfaturi ne dați dumneavoastră în privința aceasta? Cum trebuie să fim noi, ce să facem ca să apropiem această unire? Decât să continuăm, calea pe care mergem, așa, cu studiile tinerilor în România, unde sunt de tineri preferate, sunt totuși conștienți că acolo se face carte mai multă și mai ales că se spune adevărul, așa că prin forța lucrurilor tot acolo vom ajunge. Mi-a spus nepoții dumneavoastră că iată peste câteva zile, dar vă știu și un pic și autobiografia, împliniți un arab la vârstă de 93 de ani. Eu vreau în această zi, pe 22 decembrie, când ați stat la masă împreună cu familia dumneavoastră, este reunită aici în acest oraș, ce v-ați dori în primul rând? Iată... Dorința mea este tot legată de cum se spune, inima tot de rămasă. Tot de această perspectivă, această posibilitate, această, după mine, inevitabilă unire care se va realiza. Este, cum să spun, unirea, așa ca să zic, spunem corect, pentru că asta este reunificarea, asta este. După ce se va reunifica, așa cu adică, se dorește folosirea termenului de reunificare, de unificare sau
de alipire a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Se folosește acest argument pentru a se ocoli cuvintele care îi supără pe ruși, care îi și afectează acea cultură încă influențată de propaganda rusească în acest domeniu. Se evită cuvântul unire. Unirea este... Asta este cuvântul, reunirea. Știu că v-ați născut în satul Cărpinieni. Nu, m-am născut la Chișinău, eu am fost ultimul. Ci toți ceilalți frați, ceilalți s-au născut la Cărpinieni, eu m-am născut la Chișinău. Acum se mutase realmente la Chișinău. Deci în autobiografie sau în cărți unde am mai citit noi, e o greșeală de tipar sau cum? Biografia este trecută, copilăria mea de la Cărpinieni. Vă dați seama în mediul acela în care ceilalți doi frați mai mari născuți la Cărpinieni, tatăl născut la Cărpinieni, bineînțeles la Cărpinieni, că baza o constituie totuși educației și creșterii în acel mediu al satului. Ce le doriți dumneavoastră, compatrioților dumneavoastră din Cărpinieni, în ajunul Sfintelor Sărbători de Crăciun? Urarea mea poate să fie decât aceea care o adresez tuturor basarabenilor. Aceea de a reveni la patria mamă, cum este adevărul. Aceasta este dorința. Și bineînțeles, Cărpinieni să fie, ca și până acum, considerat cu gospodari, ca cetățeni, ca să zicem așa, de onoare ai Moldovei. Așa că le dorim prosperitate și revenirea și a lor cu ceilalți odată cu ceilalți la Sfântul Patriei Mare. Ca mulțumire, fiind și eu nu departe născut de Cărpinienii dumneavoastră, vreau și eu să vă mulțumesc foarte mult pentru acest interviu. Vreau să vă urez sănătate, succese, satisfacții și împliniri cu prilejul Sfintelor Sărbători de Crăciun și noului an care vine, 2013. Vă mulțumesc! Eu și eu vă mulțumesc pentru vizita care v-ați făcut și ocazia de a ne spune părerea și de a comunica cu cei de acasă.